O femeie a primit o scrisoare de la Dumnezeu. În scrisoare scria astfel: Într-un mic sat liniștit trăia o femeie pe nume Maria. Maria era cunoscută de toți locuitorii satului pentru viața ei frumoasă și îndestulată și credința puternică. Era o fire credincioasă și devotată, care nu lipsea niciodată de la slujbele duminicale și respecta toate posturile cu strictețe. În fiecare seară, după ce își spunea rugăciunile, Maria își exprima o dorință arzătoare: să-l vadă pe Dumnezeu. Se ruga cu patos, cerându-i Domnului să-i se arate măcar o dată. Doamne, șoptea ea cu ochii închiși și mâinile împreunate, te rog din tot sufletul meu să mă lași să te văd. Aceasta este dorința mea cea mai mare. Zilele, săptămânile și lunile treceau, iar Maria continua să se roage cu aceeași ardoare. Într-o zi, pe neașteptate, poștașul i-a adus o scrisoare. Maria a fost surprinsă. Cine mi-ar putea scrie o scrisoare? Nu am nicio rudă îndepărtată care să comunice cu mine prin scrisori, mai ales în zilele noastre, când toată lumea sună sau trimite mesaje, și a spus ea. Curioasă, a deschis scrisoarea și a început să citească. Fica mea dragă, credința ta mă bucură spus. Rugăciunile tale neîncetate m-au atins și pentru că ți-ai dorit atât de mult să mă vezi, am decis să te vizitez chiar mâine. Semnat Dumnezeu. Când Maria a realizat că acea scrisoare era de la Dumnezeu, inima i-a tresăltat de bucurie. Nu mai putea de fericire la gândul că Dumnezeu avea să o viziteze. Fără să piardă vremea, s-a apucat de curățenie. A scuturat, a măturat și a șters praful în fiecare colțișor al casei totul trebuia să fie impecabil pentru venirea celui de sus. Când noaptea a venit, Maria a căzut frântă de oboseală, dar inima îi era plină de bucurie și anticipare. A doua zi, dis de dimineață, Maria s-a trezit devreme și a plecat la magazin să cumpere cele mai bune alimente pentru a-L primi pe Dumnezeu așa cum se cuvine. A ales cu grijă pâinea, peștele, prăjiturile și multe alte bunătăți. Sacoșele îi erau pline ochi, și abia putea să le care. Pe drumul spre casă, la ieșirea din magazin, o bătrânică săracă, murdar îmbrăcată și cu haine rupte, i-a ieșit în cale. Văd că aveți mai multe pâini în sacoșă. Vă rog din suflet să-mi dați și mie o bucățică, măcar un colț. Aveți milă de mine. Maria i-a aruncat o privire disprețuitoare și i-a răspuns. Lasă-mă, mamaie, că nu am timp, sunt foarte grăbită. Aștept un oaspete important și încă nu am terminat de aranjat masa. Și-a trecut grăbită mai departe, lăsând-o pe bătrâna flămândă în urmă. Nu după mult timp, pe drum i-a ieșit în cale un bătrânel slăbit și lipsit de puteri. Cu o voce stinsă, bătrânul i-a spus Fata tatei, văd că ai câteva sticle cu apă în sacoșă. Dă-mi, te rog, și mie o gură de apă, că simt că mi s-a uscat gâtul de atâta sete. Vin de la drum lung și nu am băut nici măcar o picătură de apă. Fieți milă de mine. Maria l-a privit cu aceeași indiferență și i-a răspuns. Lasă-mă în pace, aștept un oaspete deosebit și trebuie să mă grăbesc să pregătesc totul pentru venirea sa. Bătrânul a rămas în urmă, implorând o gură de apă, dar Maria l-a ignorat și și-a continuat drumul spre casă. Chiar la intrarea în curtea sa, la poartă, stătea un câine slab, Flămând și însetat. Ochii săi plini de speranță o urmăreau, în așteptarea unui gest de bunătate. Însă, Maria l-a alungat repede, spunându-i: Pleacă de la poarta mea, aștept un oaspete important și nu vreau să te vadă aici. Odată ajunsă în casă, Maria a aranjat masa cu grijă. Farfuriile erau pline de mâncare, iar mirosul de bunătăți umplea aerul. Totul era pregătit pentru venirea lui Dumnezeu. A așteptat întreaga zi, dar pe măsură ce orele treceau, Dumnezeu nu a apărut. Noaptea târziu, frântă de oboseală, Maria a adormit pe canapea, cu inima încă plină de așteptare. În visii s-a arătat Dumnezeu, cu o voce blândă i-a spus, astăzi am venit la tine de trei ori, dar niciodată nu mai primit. Maria a fost cuprinsă de confuzie și durere. Cum adică, Doamne, te-am așteptat toată ziua până noaptea târziu? dar nu ai venit. Dumnezeu i-a răspuns cu o blândețe ce i-a străpun sufletul. Prima dată am venit în înfățișarea bătrânei flămânde. A doua oară am venit în înfățișarea bătrânelului însetat, iar apoi am venit în înfățișarea câinelui slab, înfometat și însetat. De fiecare dată mai alungat. Cuvintele lui au pătruns adânc în inima Mariei. Fața i s-a înroșit de rușine, iar ochii i s-a umplut de lacrimi. În acel moment a înțeles cât de mare fusese greșeala ei. Își dorise atât de mult să-l vadă pe Dumnezeu, dar în graba și egoismul ei îl alungase atunci când el chiar venise la ea, sub înfățișarea celor mai umili și nevoiași. Când s-a trezit, Maria nu a putut să mai găsească liniștea. Își reproșa neîncetat faptele și egoismul care o orbiseră. A înțeles că, în dorința ei de a-l primi pe Dumnezeu în mod grandios, uitase de esența credinței, iubirea și compasiunea față de toți cei din jur, indiferent de înfățișare sau stare. Morala acestei întâmplări a devenit clară pentru Maria: Dumnezeu se manifestă în moduri neașteptate, prin oameni și ființe pe care adesea le ignorăm. Prin fiecare gest de bunătate pe care îl arătăm celor din jur, îl primim pe Dumnezeu în viața noastră. În acea zi Maria a învățat că a fi credincios nu înseamnă doar să te rogi sau să ții post, ci să fii bun, milostiv și să întinzi o mână de ajutor celor care au nevoie. De atunci Maria și-a schimbat complet atitudinea. A început să vadă lumea cu alți ochi, căutând să recunoască în fiecare persoană pe care o întâlnea chipul divinității. Fiecare gest de compasiune și bunătate a devenit pentru ea o rugăciune în sine. Un mod de a-l onora pe Dumnezeu în viața de zi cu zi. Astfel, povestea Mariei ne amintește că adevărata credință se arată în faptele de iubire și în felul în care îi tratăm pe cei din jur. Dumnezeu poate veni la noi în cele mai neașteptate momente și sub cele mai neașteptate forme. De aceea trebuie să fim mereu deschiși, să fim buni și să nu judecăm, pentru că nu știm niciodată prin ochii cui ne privește Dumnezeu. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.